Să ne întoarcem un pic la rolurile acelea pe care le-ați făcut dumneavoastră doar cu vocea. Da. Doar cu vocea. Cum a fost întâlnirea cu personajul de aici? Vreau să-l arăt la cameră telespectatorilor. A fost o întâlnire puternică, nu? Haideți să o luăm de la început. A fost o întâlnire fericită, chiar extraordinară, cu Vasile, autorul. Domnul care... Vasile Lupașc. Exact. Autorul. El este bunul meu, el este bunul meu Vasile, care din această perspectivă, cel puțin, dar și în câteva altele, păstorește devenirea mea. E un tip extraordinar. Nu știu dacă îl cunoașteți bine. Dacă nu-l cunoașteți sincer, bine... Recunosc, nu-l cunosc bine. Doamne, aveți o pierdere extraordinară. Nu, nu pierdeți vremea. Așa. Și nu mai pierdeți. Pentru că, în primul rând, este un extraordinar și performer sportiv. Da, am aflat. Deci, dacă știați e asta, o dată. Doi, în materie de prietenul Țepeș, nu cred că există cineva să știe mai bine decât el tot ce trebuie știut și mai ales să poată să înnoade, să înnoade elementele care se cunosc despre el și care nu sunt foarte limpezi și foarte legate între ele. Și el, într-adevăr, să descopere ceea ce este la un moment dat sub priceperea noastră imediată și să facă legătura ca să aibă un profil cât se poate de complet al acestui personaj extraordinar, al acestui român extraordinar. L-ați întrebat de unde această pasiune, de unde această iscodire a trecutului, a faptelor, a vreau vremurilor să spun ceva, dacă îmi promiți că el nu o să afle. N-am vrut să-l întreb, pentru că uneori, așa, în unele împrejurări, sunt sigur că nici el nu știe foarte bine. De unde vine asta? De unde vine asta? Vine din, uite cum ați spus, uite, dacă ai noroc la televiziune de un interlocutor care să te ajute, să te salte, să te arunce în gustul publicului, e perfect. Cum să de unde? Nu știe de unde vine. I-a venit. Da. Îi vine. Sunt lucrurile minunate, sunt pentru că îi vin artistului, cercetătorului, omului de știință. Mm-hmm. La un moment dat, 2 și cu 2 fac 4. Bine, și dacă ar face 3, nu se poate dragă să facă 3. Și el găsește pe urmă condiția în care îmi explică în mod matematic de ce uneori 2 și cu 2 fac 3. Este cazul domnului Lupaș, de data asta îi spun domnul Lupaș, nu prietenul meu Vasile, care într-adevăr știe să descopere și mai are încă multă vreme de săpat ca să descopere în întregime această personalitate pe care ne oferă prin prisma propriei sale personalități. L-ați cunoscut altfel pe Vlad Țepeș după istoria citită? Bineînțeles că da. Cum vi s-a părut? Ce a fost altfel pentru dumneavoastră? Altfel a fost totul. Totul. A fost ăla urâtul care trăgea pe ea în țeapă. Exact. Asta ce știm cu toții. Ce știm cu toții. Ca până la urmă se descoperă prin intermediul domnului Lupaș, iată că îi spun de data asta, iarăși domnului Lupaș, o personalitate extraordinară. Și să mă facă să fiu foarte fudul și astăzi, că în emisiunea dumneavoastră, de vorbă cu dumneavoastră, eu am aici steagul românesc. Da. Mă bucur foarte mult că sunt român și din această cauză a acestei personalități extraordinare a românilor și a României pentru veci.